Rezultat istoric pentru tenisul de masă românesc. Naționala masculină de juniori a țării noastre, condusă din postura de antrenor de Mădălin Ionașcu, a devenit campioană europeană în proba pe echipe la juniori 1. Este al doilea titlu continental al juniorilor români, indiferent de categoria de vârstă, precedentul fiind înregistrat în urmă cu 64 de ani, mai exact în anul 1958. În Serbia, la Belgrad, se desfășoară în această perioadă campionatul european de tenis de masă pentru juniori, competiție rezervată categoriilor de vârstă sub 19, juniori 1 și sub 15 ani, junior 2, feminin și masculin, iar competiția a început cu proba pe echipe. La juniori 1 masculin, Naționala României este condusă de antrenorul de la CS Voința Câmpulung, Mădălin Ionașcu, iar lotul este format din Iulian Chirița și el CS Voința Câmpulung, Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Dragoș Bujor și Andrei Istrate, cu toții legitimați la CSA Steaua București. După un început perfect în grupa A, cu 3 victorii în 3 meciuri, românii au continuat seria victoriilor pe tabloul principal. Au eliminat mai întâi Ungaria în optimi, scor 3-0. Au trecut de Slovacia în sferturi, scor 3-0 și au învins Belgia în semifinale, scor 3-1. Meci în care Iulian Chirița și Tom Close au făcut spectacol la masa de joc. S-a terminat 3-2 pentru Mușcelean, victorie care a contribuit din plin la succesul echipei naționale pentru calificarea în finala mare a competiției, final în care au întâlnit echipa similară a Poloniei. Primul la masa de joc a fost chiar jucătorul de la CS Voința Câmpulung, Iulian Chirița, care l-a întâlnit pe Maciej Kubik, de care a și dispus scor 3-1. A fost o finală de-a dreptul fantastică, de un echilibru ieșit parcă din comun, cu toate celelalte meciuri până la final încheiate cu același scor. Darius Movileanu, Miloș Redzimski, 2-3, Eduard Ionescu, Mateusz Zalewski, 3-2, Darius Movileanu, Maciej Kubik, 2-3. 2-2 la general între România și Polonia, finala mare a campionatului european de juniori 1, iar pentru a se stabili numele echipei învingătoare s-a jucat meciul decisiv, moment în care la masa de joc a revenit Iulian Chirița, echipament portocaliu, care l-a întâlnit pe Miloș Redzimski. Condus cu 2-1 la seturi, tânărul jucător din Câmpulung a gestionat perfect finalul de meci. A egalat mai întâi la 2, după 11-5 în setul 4 și s-a descătușat în finalul setului 5, deși la un moment dat conducea la limită 7-6. La 7, victorie România, moment în care în Țarc s-a declanșat hora românească, hora bucuriei, specifică sportului românesc în marile victorii și la care a participat și antrenorul Mădălin Ionașcu. Așadar, locul întâi și medalie de aur pentru România juniori 1 masculin în formula Mădălin Ionașcu, antrenor Iulian Chirița, Eduard Ionescu, Dragoș Bujor, Darius Movileanu și Andrei Istrate. Un titlu continental cucerit de echipa României în tenisul de masă juvenil masculin după 64 de ani.
O saltăm din Belgrad, suntem echipa României de juniori. Doar ce am câștigat finala împotriva Poloniei. Nu putem descrie sentimentele pe care le avem acum și atunci când am câștigat. Și suntem foarte fericiți. Aur a obținut și echipa feminină de tenis de masă a României la junior 2, jucătoare sub 15 ani, după un identic 3-2 în finală cu Polonia. În timp ce la juniori 1 feminin, România a pierdut la limită 2-3 tot cu Polonia, obținând astfel medalia de argint. De astăzi și până vineri, la Belgrad se desfășoară probele individuale, iar noi vom urmări în continuare evoluția lui Iulian Chirița.